Șoferii din Severin au fost astăzi în vizorul polițiștilor de la biroul rutier. Oamenii legii au verificat în ce măsură conducătorii auto respectă regula acordării de prioritate pentru prevenirea eventualelor accidente în care sunt implicați pietoni. Cei care au fost prinși că nu respectă legea au rămas fără permisul de conducere pentru 30 de zile. Cel din fața dumneavoastră, normal, a trecut, pietonul era pe trotuar. Dumneavoastră cu ochii în față, după mașina din față, la pietonul, vă uitați, o trece de pieton cu marcaj și cu indicator. Femeia a pășit pe carosabil să treacă, a fost nevoită să oprească, pentru noastră nu i-a acordat prioritate. Abaterea fiind și filmată, vom lua măsuri legale cu dumneavoastră, adică sancțiune, minimul 580 de roni, cu posibilitatea de a plăti 290 în 15 zile și reținerea permisului pe o perioadă de 30 de zile. Trecerile de pietoni sunt de multe ori un real pericol pentru cei care vor să traverseze strada. Adesea, vizibilitatea șoferilor este blocată de autoturismele parcate chiar lângă trecere. Pietonii spun că traversează cu teamă, pentru că de multe ori ajung până la jumătatea drumului, însă șoferii nu dau semne că ar încetini mașina pentru a le acorda prioritate. Și ce, de exemplu, trec de acolo, îmi dă voie și mă trezesc în mijlocul străzii că vine altul repede aici. Mie mi s-a întâmplat treaba asta. Mână cu viteză, șoferii. Dar de obicei ne dă prioritate. Deci vă oferă prioritate? Oferă, da, ați văzut mai înainte, domnul oferit. Da. Credeți că este periculoasă? Eu știu, depinde și de unele persoane se grăbește și sar înaintea mașinilor. Conducătorii auto care văd că pietonii se angajează în traversarea străzii și nu opresc autovehiculul pentru acordarea de prioritate, riscă amenzi usturătoare și chiar suspendarea permisului de conducere. Polițiștii din cadrul biroului rutier de la Poliția Municipiului Drobeta Turnu Severin au desfășurat o acțiune pentru sancționarea conducătorilor auto care nu acordă prioritate de trecere pietonilor angajați în traversarea regulamentară a străzii, având în vedere că această abatere reprezintă una dintre cauzele principale generatoare de accidente de circulație pe raza municipiului. În cadrul acestei acțiuni au fost identificați 7 conducători auto, fiind reținute 7 permise de conducere pentru neacordarea priorității de trecere a pietonului angajat în traversarea regulamentară a străzii. La trecerile pentru pietoni nesemaforizate, semnalizate prin indicatoare sau marcaje, conducătorii auto au obligația să reducă viteza până la cel mult 30 de km la oră în localități. La Drobeta Turnu Severin, unele treceri de pietoni aflate în zonele intens circulate au fost semnalizate suplimentar cu LED-uri care funcționează și pe timpul nopții.